6 unități de învățământ din municipiul Suceava nu sunt încă autorizate de Inspectoratul pentru Situații de Urgență, deși au fost alocate fonduri suficiente pentru efectuarea modificărilor cerute de noile norme, mult mai stricte decât cele anterioare. Primarul Ion Lungu a declarat că o prioritate pentru municipalitate este pregătirea școlilor pentru un nou an școlar. Am văzut că s-au făcut fel de fel de declarații și din partea Ministrului Educației pentru autorizarea școlilor la Suceava, din 29 de municipii Suceava, din 29 de centre bugetare, 23 sunt autorizate și 6 nu. Și o să le citesc aici, noi am prins bani în buget pentru toate și acolo este conducere, este în Consiliul de Administrație, trebuie să facă tot posibil să se autorizeze. Și încep că așa e ordinea în care mi-a dat aici, credința programului normal, 8 cini. Da, nu funcționează pentru că nu are autorizație, pentru că funcționează în două schimburi. Grădinița program normal Țăndărică din Burdujeni, lângă școala numărul 11, la fel, nu poate fi autorizată că nu funcționează în două schimburi. Că funcționează în două schimburi, pardon. Școala gimnazială Jean Bart, numărul 5 din Burdujeni. Are bani în buget, se fac lucrări, sper să se autorizeze până la începerea anului școlar. Școala gimnazială Ion Creangă. Are bani în buget, am prins sume suficiente câte au solicitat, înțeleg că este documentația în lucru, trebuie să autorizeze. Colegiul economic Dimitrie Cantemir, la fel, le-am prins sume în buget, este documentația depusă, am înțeles, la ISU, și la fel colegiul de informatică Spiru Aret. Le-am prins sumele necesare, cele solicitate, noi ca primărie, eu ca primar mai mult de atât nu pot să fac. Acolo este director, este în Consiliul de Administrație, noi ne-am pus banii la dispoziție, sper ca toate să fie autorizate, cu excepția celor două grădinițe care nu pot îndeplini condiții de autorizare pentru că funcționează în două schimburi. În primul rând, nu se dă autorizație sanitară. Toate unitățile școlare au alocate sumele necesare pentru efectuarea schimbărilor cerute de legislație. Unele au deja dosarul de autorizare depus la ISU, la altele încă se mai lucrează.